Deputatul Cristian Resmeriță își laudă singur inițiativa de a face investiții mari pentru ca locuitorii municipiului Lupeni să aibă gaz metan. Acesta spune că este singura localitate care oferă căldură instituțiilor publice, dintre cele trei care beneficiază de termoficare. În acest moment, locuitorii municipiilor Lupeni, Vulcan și Petroșani beneficiază de căldura furnizată de termocentrala Paroșeni. Un lucru îngrijorător dacă ne gândim la stocurile de cărbune. Din această cauză, deputatul Cristian Resmeriță a ales ca toate instituțiile publice din Lupeni să fie racordate la gaz metan.